Multe magazine de haine, fast food-uri și cafenele au fost închise din cauza prețului pentru metru pătrat și implicit profitul mic pe care aceștia îl încasează. Nici măcar zona centrală a orașului nu mai este o atracție pentru afaceriști. Criza închide tot mai multe afaceri. Astfel, zeci de spații comerciale din Zalău au rămas fără chiriași. Asta după ce cheltuielile și chiria devin din ce în ce mai mari. Am închis magazinul pentru că la prețul chiriei s-a adăugat TVA și după ce plăteam chiria nu rămâneam cu mai nimic și nici nu prea mai făceam vânzări. În vitrinele spațiilor comerciale închise, anunțurile pentru închiriere stau cu săptămânile. Un spațiu comercial în centru începe de la 10-15 euro pe metru pătrat, proprietarii acestora fiind dispuși să negocieze.